Dacă vă doriți un papagal, nu-l cumpărați. Cereți-l de la următorul concurent, care pricepe în păsări aparent miraculoase. Mă numesc Mihai Zagaevski, sunt din satul Palanca, raionul Drochea, nordul Moldovei. Bună! Bună ziua, sărut mânuțele! Ce vreți să ne arătați astăzi? Aș vrea să prezint câteva momente magice. Succes! Tot timpul pentru mine e un mister. Trucuri, săbii care apar, care dispar, bastoane, astea, baticurile alea pe care le legați, am mai văzut. Dar tot timpul nu înțeleg de unde apar păsările, iepurii, de unde apar. Tania, de la mama lor. Este o muncă experiență, dar nu știu încă de unde apar ființele vii. Este o muncă enormă. O dragoste mare în față de această meserie și cam atât. A fost scurt, dar a fost interesant pentru mine. Eu vreau să vă spun că suntem talentați. Avem un popor foarte talentat. Uitându-mă la dumneavoastră, încă o dată repet că îmi pare rău că noi nu avem circ în capitală. Dar dacă ar fi, să știți că directorul o să fiți dumneavoastră. Mulțumesc! Dragi colegi, propun să votăm. Nicu, da sau nu? Da. Maestre? Și de la milion, da. Mulțumesc. Domnul Mihai, aveți 3 de da, mergeți în etapa următoare. Sărut mâine! Mi-au spus că domnul Mihail are un talent și un dresor foarte bun și